Micuții care frecventează grădinițele din Bălți sunt nevoiți să îndure frigul și asta pentru că în dormitoare temperatura este sub 18 grade. Totodată, din cauza frigului în sălile de clasă, în mai multe școli din oraș s-a redus programul. Autoritățile locale deja au cerut furnizorului de căldură să înceapă livrarea agentului termic. Părinții micuților spun că își îmbracă copiii mai bine și le dau plapume suplimentare de acasă pentru ca aceștia să nu se îmbolnăvească. Că afară s-a răcit și în grădiniță tot nu este cald. Măstărul se îmbracă corespunzător, așa că nu prea se plânge, dar apar niște simptome care ne dau de înțeles că în grădiniță chiar este rece. Nu, este sutra prahladna, adivaie pe teplei, pentru că prahladna даже в многих квартирах сейчас, не только в садике. Если и раньше включат, поэтому ничего плохого не вижу. De mult trebuie acoperit căldura. Dacă noi vrem ca să avem o generație sănătoasă, atunci numai când simți diferența de temperatură mare, adică de ziua și noaptea, anume și ține de spitale și de grădiniță, încălzirea numai decât trebuie să fie conectată. Я только за. Я лучше заплачу деньги, чтобы в квартирах и в детском саду было тепло, потому что если ребенок заболеет, никакие деньги уже не спасут. Потом приходится на лекарства давать больше денег. Ну, ar trebui o leacă, chiar că e frig. Copiii sunt mici, trebuie, ar trebui o leacă de foc. Și în școli este frig. Părinții a căror copii învață în liceul teoretic Lucian Blaga au fost chemați să-și ia micuții mai devreme acasă pentru a evita îmbolnăvirile din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clasă. Ca tare nu ieșim la 11-15, dar așa la 10-50. Dar, într-adevăr, pentru căldură nu ne dă căldură, copiii sunt mici și avem nevoie să-i luăm acasă. Subiectul a fost discutat la una din ședințele conducerii orașului cu reprezentanții serviciilor comunale. Режим, но сегодня дети, которые посещают детские сады, особенно младшие, ясельные группы, я напомню вам, это дети от 2 лет, которые сегодня чувствуют себя, будем так говорить, с дискомфортом в наших детских учебных заведениях. Responsabilii din cadrul Direcției Educației a Primăriei Bălți au spus că sunt în proces de pregătire a actelor pe care urmează să le înainteze furnizorului de căldură, pentru ca în următoarele zile toate instituțiile de învățământ din oraș să aibă posibilitatea să primească căldură. Также сегодня, значит, с инспектором работается по передаче паспортов готовности всех учебных заведений и дошкольных представителям ЧЕДНОРГа. În municipiul Bălți activează 25 de școli și 45 de grădinițe.